Sunt în fața casei strămoșești, de la Lugoj, pe strada care a fost să cheamă Filaret Barbu, construită de străbunicul nostru, Lazar Hazi Barbu. În această casă s-a născut bunicul nostru, Iosif, s-a născut tata, s-a născut sora mea, Viviana Barbu, și eu. N-am mai apărut în scenă, pentru că e o vârstă oarecare și atunci însă este în Tristan și Izolda, este un rol foarte interesant al regelui Marche, care este martorul acestei tragedii. Aici mi s-a spus de prietenul meu de la Asociația Wagneriană din Insulele Canare, mi s-a propus, zice, Gelu, ar fi nevoie să apar și tu cu mișcări lente, expresive, mâini, față. Și așa m-am decis să apar din nou după 8 ani de zile în scenă și asta mi-a plăcut foarte mult și sper acum să găsesc alt personajul. În o altă operă de Wagner, nu știu dacă Parsifal sau Lohengrin, depinde, dar trebuie să găsesc ceva pentru că am simțit din nou acest viciu al scenei care te cheamă și este un miraj, este un ceva foarte fascinant pentru cei care cunosc și știu ce este scena unui teatru, să simți aceste senzații când ieși în scenă și când domini publicul și acest contact cu publicul. Era ca femeie, era Maia Plisețcaia. Foarte bună prietena mea, de înainte cu 45 de ani, a fost și la mine la Stalmas, când am primit 50 de ani, am primit la mine, o femeie extraordinară, o consider ca cea mai mare balerină a lumii, nimeni l-a lansat ca ea. Și acum pot să spun iarăși cu mândrie că actuala balerină a lumii este românca noastră, Adina Cojocaru. Eu fiu acum în țara mea, de acolo de departe unde locuiesc, în Insulele Canare, care este refugiul meu spiritual, unde eu m-am regăsit pe mine în timpul largului exilului prin care am trecut și unde viața mea parcurge, unde eu am activitatea mea artistică, de unde se ramifică toate ieșirile mele în cursuri internaționale, în stage-uri, în turnee. Eu am rădăcinile, rădăcinile mele vin de aici, din Lugoj, adică din România. Aici am vorbit rădăcinile, de aici am născut tot, sub rădăcinile. Da, rupele, rădăcinile mele sunt romene, universale, dar pământul care m-a născut pe mine, împreună cu mama mea și cu tatăl meu, sunt aici. Așa că asta este motivul, ăsta e motivul și dragostea față ce-o simt eu, față de țara asta, față de toate, toți prietenii mei, toată familia mea și de care nu mă poate despărți nimeni decât moartea. Și când mor, atunci tot aici voi fi alături de cei dragi mie. Thank you.
Thank you.